Bună seara, este data de 12 martie, deja ora 19:30, este timpul să începem quizul de vineri 41. Vă dăm 2 minute să vă pregătiți echipele, după care revenim. Am revenit. De data asta suntem în doi în studio. Eu sunt Octavian și alături de mine este Alexei, care se va ocupa de verificarea răspunsurilor voastre, de clasament și alte chestii bune. Suntem la jocul 41, încă puțin și ajungem la 42. Ce o să fie la jocul 42? Nu știm nici noi, dar probabil că o să fie ceva interesant. Haideți să ne amintim ce a fost data trecută. Data trecută a fost un joc câștigat de echipa Hashtag Protest Permanent, pe locul 2 echipa Bucefal, cel mai sexy cal, și pe locul 3 echipa Hoinarii. Acum haideți să mergem la înregistrarea cu regulile jocului, după care vedem care sunt rundele de astăzi. Iată și regulile jocului. Jucăm 7 runde, 6 runde cu 8 întrebări și o rundă specială cu 2 întrebări. Puteți acumula un total de maxim 50 de puncte. Răspunsurile se transmit prin formularul indicat în comentarii, la finalul fiecărei runde. Verificați data indicată în anchetul formularului să coincidă cu data concursului. Completați răspunsul la fiecare întrebare într-o căsuță separată, nu toate răspunsurile într-o singură căsuță. Este același formular la toate rundele. Aveți grijă ca denumirea echipei să fie identică în toate rundele. Este acceptat un singur formular per rundă. Dacă la o rundă trimiteți mai multe formulare, va fi punctat doar primul primit. Vom face pauze după runda a doua și a patra. Aveți circa un minut de gândire per întrebare. Vă puteți gândi la întrebările anterioare din runda curentă. Răspunsurile corecte vor fi anunțate după rundele a doua, a patra și a șaptea. Dacă nu se cere concret, acceptăm răspunsuri în limbile pe care le cunoaștem, română, rusă, engleză sau franceză. Numărul dintre paranteze pătrate indică din câte litere este format răspunsul corect. Jucăm în română. Dacă nu specificăm altfel, indiciile, de exemplu numărul de litere, se referă la răspunsuri în română. Și desemnarea echipei câștigătoare. Câștigă echipa cu cele mai multe puncte la final, dintre echipele care au jucat live. Și criterii de departajare pentru echipele din top 3. Primul criteriu este numărul de runde câștigate, iar al doilea, formularul expediat mai rapid la runda a șasea. Poftim și rundele de astăzi, 6 runde complete și o rundă mai scurtă, ca de obicei încălzirea. Runda a doua, o rundă feminină, tot suntem în săptămâna de 8 martie. Runda a treia, perechi, un fel de conexiune, așa mai lejeră. 4, runda Scrabble, iarăși o rundă mai specială, mai multe detalii atunci când ajungem acolo. 5, o rundă asiatică, 6, doar muzică și apoi runda specială din 2 întrebări. Cam astea sunt rundele de astăzi. Ca de obicei, o să vă rog să expediați un formular de test cu denumirea echipei. Și dacă doriți la răspunsul 1, puteți să ne scrieți vreun mesaj nouă celorlalte echipe. Imediat o să verificăm dacă vin... Da, au început să vină deja formularele de la voi.
Avem deja în jur de 10 echipe. Mai așteptăm câteva secunde. Salutare de la echipa Ser, echipa Oscar de la Iași, echipa Chițarena, Bacău, România, Mozaic, Tallahassee, Barcelona, Servus, ne transmit Barcelona și Târgu Mureș. Tallahassee, din câte țin minte eu, este în Florida. Ok. Merg formularele. Sper că totul este clar, chiar și pentru echipele care joacă prima dată. Dacă nu, deja vă prindeți pe parcurs. Bine, haideți să trecem la prima rundă, prima întrebare. Încălzirea. Întrebarea întâi. Un articol ce povestea despre eliminarea echipei de hockey Pittsburgh Penguins din Cupa Stanley a fost intitulat X-ul Y al pinguinilor. Cu toate că pinguinii nu fac asta. Ce roman scris de un basarabean a fost înlocuit prin XY? Întrebarea a doua. Această piatră din North Yorkshire poate prezice vremea. În tabelul ascuns scrie că atunci când e soare, piatra face asta. În Ecuador este un monument de 30 de metri care uneori nu face asta. Ce am înlocuit prin face asta? Întrebarea a treia. Centura strânsă pe sub burtă pune presiune pe un nerv sensibil. În acest mod este obținut un comportament specific în timpul lui. Numiți-l pe el dacă răspunsul este un substantiv invariabil. Aveți pentru asta mai mult de 8 secunde.
4. Скрізь челя довку він те омісся дін глума. Єле ра ти де тинер, нкет апутут приві довку він те омісся ін ордене коректа. Întrebarea a cincea. Agentul 777 este un termen din slangul tinerilor americani. Terminul desemnează o persoană care cumpără alcool pentru tot grupul de prieteni. Ce am înlocuit prin 777? Шася. Філософul Джеремі Бентам зичea în glumă că prima este atunci când toate rândurile din alineat, în afară de ultimul, ajung până la marginea paginii, iar a doua este când unele nu ajung până la marginea. Numiți prima și a doua dacă ele încep cu aceeași consoană. Șapte. Conform unei glume, un spion adevărat are întotdeauna în buzunar o brichetă care seamănă cu un pistol și un X. Răspundeți prin 6 cuvinte ce am înlocuit prin X.
Și ultima întrebare din rundă. Într-un interviu, un sportiv a povestit că el, ca și majoritatea colegilor săi, în timpul competițiilor, face asta de la stânga la dreapta, când stă în picioare, și de la dreapta la stânga când este culcat. Se consideră că așa e mai corect din punct de vedere fiziologic. Nu vă întrebăm ce face, dar în ce sport concurează el. Și trecem la runda a doua, runda feminină despre femei. Atenție, prima întrebare. În calitate de compensație pentru rezilierea contractului, din motive evidente, între Grace Kelly și Metro Goldwyn Mayer, studioul a primit dreptul de a televiza un eveniment. Ce eveniment? Întrebarea a doua. John Steinbeck scria că ea este unicul lucru la care o femeie nu poate întrece un bărbat, iar chiar și în rarele cazuri în care o face, poate avea astfel succes cel mult la circ. Ce este ea? Răspundeți printr-un cuvânt din 5 litere.
Întrebarea a treia. În primul capitol, ea nimerește undeva unde totul este cenușiu, chiar și iarba. Mai târziu, ajunge într-un loc unde situația este pe dos. Cine este ea? Întrebarea a patra. Conform unei glume, femeile se tem în viață de două lucruri. Mai exact, de două astfel de lucruri. Ce fel de lucruri? Întrebarea a cincea. Este considerată una dintre primele dansatoare profesioniste de dansuri erotice. A fost executată de francezi în 1917, fiind acuzată de spionaj. Cine este ea? În Coreea de Sud, după confirmarea faptului că sunt gravide, unele viitoare mame primesc niște dispozitive Bluetooth, care în anumite locuri duc la aprinderea unor becuri roz. Răspundeți prin câteva cuvinte unde se află acele becuri.
Întrebarea a șaptea. Anne Bonny a fost un exemplu rar de femeie iperat. Odată, în timp ce era deghizată pe corabia lui Calico Jack, la bord a urcat un pirat tânăr. Ulterior, Anne i-a mărturisit iubirea, dar a fost respinsă. Care era motivul principal? Și ultima întrebare din runda a doua. În 1896, la ele nu a fost nicio femeie. În 1900, la ele au fost 11. Ce sunt ele? Noi luăm o pauză scurtă de un minut în care verificăm răspunsurile voastre. Între timp, vreme, timp puteți să susțineți CMJ și Guzel de Vineri și Financiar.
Și mulțumim mult echipei SER care a susținut financiar CMJ-ul săptămâna precedentă. Am terminat, cam de verificat răspunsurile. Acum haideți să vedem care totuși erau răspunsurile corecte. La întrebarea 1, un roman scris de un basarabean, Zbor frânt, de Vladimir Beșleagă. Întrebarea 2, nu face acel monument din Ecuador, asta în anumite zile, lasă umbră, nu lasă umbră. În zilele echinocțiilor, monumentul construit pe ecuator nu lasă umbră. Întrebarea a treia. Am zis că aveți pentru asta mai mult de 8 secunde. În acel sport sau acea activitate sunt doar 8 secunde. Rodeo. Mai este numit sportul celor mai periculoase 8 secunde. Iar, iată, reacția specifică a cailor este obținută în special datorită centurii care îi strânge pe sub burtă. Întrebarea a patra. Era atât de tânăr încât a putut privi Star Wars în ordine corectă. Dacă nu știți, cam asta e ordinea în care trebuie să priviți Star Wars pentru a privi cronologic corect. Întrebarea a cincea, agentul 21, vârsta de la care americanii pot procura consuma alcool. Întrebarea a șasea, numiți prima și a doua, dacă ele încep cu aceeași consoană, proză și poezie. Întrebarea a șaptea, în glumă se zice că are întotdeauna în buzunar o brichetă care seamănă cu un pistol și un pistol care seamănă cu o brichetă. De exemplu, ca cel din imagine. Și întrebarea a opta. Biatlon. În cele două poziții, mușchii mâinilor și ai spatelui sunt încordați și fixați diferit. Respectiv, uneori este mai comod de a împușca de la stânga la dreapta, alteori de la dreapta la stânga. Acum haideți să vedem rezultatele. Avem trei echipe la încălzire care au 8 puncte, echipa FI, Acord și hashtag protest permanent. Aplauze pentru aceste echipe de la Alexei. Să vedem mai departe răspunsurile la runda feminină. Despre ce eveniment este vorba? Poza de la întrebare nu este de la acel eveniment, dar seamănă. Este de la nuntă, iată aici aveți o poză de acolo. Grace Kelly s-a căsătorit în 1956 cu prințul Rainer al III-lea de Monaco și nu a mai putut continua cariera cinematografică. Da, am văzut și eu pe Wikipedia, m-am uitat la filmografia, mai apărut probabil că în două filme documentare de data asta despre viața ei. Întrebarea a doua. Ea este unicul lucru la care o femeie nu poate întrece un bărbat, barba. Apropo, știți că bărbat are sensul etimologic de om cu barbă, dar respectiv mai greu pentru femei să întreacă un om cu barbă. Întrebarea a treia. Nimerește undeva unde tot este cenușiu, chiar și iarba, iar apoi este pe dos. Dorothy, în Vrăjitorul din Oz, mai târziu ajunge în orașul de Smarald, unde totul este verde. Da, asta se vede mai puțin în film, dar descris mai detaliat în carte. Întrebarea a patra. Femeile se tem în viață de două lucruri identice, da, precum în poză. Întrebarea a cincea, cine este ea? A fost executată în 1917, Mata Hari. Șase, unde sunt acele becuri roz? În transportul public.
becurile se aprind atunci când o femeie gravidă intră în transport, astfel încât alți pasageri să-i poată oferi locul. Întrebarea a șaptea, care era motivul principal, era o altă femeie deghizată. Printre pirați erau foarte puține femei, cealaltă s-a dovedit a fi o altă femeie pirat celebră, Mary Read. Da, le vedeți în imagine. Întrebarea a opta, în 1896 nu a participat nicio femeie, în 1900 doar 11 femei, ele sunt Jocurile Olimpice. În 1900 la Paris au avut loc primele Jocuri Olimpice moderne și probabil nu numai, la care au putut participa femei. Da, din câte am văzut, au participat la tenis, golf și cred că încă la o competiție. Să vedem și de data asta avem două echipe cu 8 puncte. Echipa hashtag protest permanent și echipa FI. Da, din câte mi se părea la startul jocului, nu este un pachet foarte dificil, dar la fiecare întrebare este posibilitatea de a greși. Iar noi continuăm cu runda a treia. Runda a treia se numește Perechi. Avem introducerea. Fiecare răspuns din rundă are câte o pereche. De exemplu, la o întrebare răspunsul ar putea fi Ștefan cel Mare, iar la alta Alexandru cel Bun. O altă pereche ar fi Lalea și Trandafir, etc. Nu știți la care anume întrebări sunt răspunsurile pereche, de exemplu ar putea să fie la întrebarea 1 și 6, să zicem. Cam asta este, sper că este clar. Dacă răspundeți la una dintre întrebări, o să vă fie cu mult mai ușor să răspundeți la întrebarea pereche. Întrebarea 1. În semn de recunoștință pentru grija pentru ecologie, acest argentinean a primit acum câțiva ani un cadou mai neobișnuit, bicicleta din care vedeți o porțiune. Ea are niște caracteristici care o fac o modă de condus pe caldărâm. Numiți argentineanul. Întrebarea a doua. Denumirea engleză a soiului de struguri din imagine coincide cu numele unui roman publicat pe la mijlocul secolului 20 și ecranizat cam în aceeași perioadă. Care este denumirea? Deci un cuvânt englez din 10 litere.
Întrebarea a treia. Personajele picturii American Gothic apar pe o caricatură, stând la masă și având succes. Textul din caricatură este Great X Faces. Care cuvânt a fost înlocuit prin X? Întrebarea a patra. Vedeți un fragment din emblema unei companii turistice din acest oraș din sud-vestul Europei. Numiți orașul. Întrebarea a cincea. Pe coperta unui număr al revistei Playboy din anul 1989 apare actrița Natalia Negoda, originară din Moscova. Printre alte texte, pe copertă apare și denumirea unui roman publicat pe la mijlocul secolului 20 și ecranizat cam în aceeași perioadă. Scrieți denumirea. Întrebarea a șasea. Deși acest om este din tinerețe fan al clubului Bayern München, în anul 2007, reprezentanții unui club italian i-au dăruit tricoul cu numărul 16. Cine este el?
7. Ieroina unui roman are dispoziție proastă și acest fapt se poate răsfrânge asupra celor din jur. Aceasta îmbracă o scurtă similară cu cea din imagine și este comparată cu o alfa. Ce este alfa? Și ultima întrebare. În anii 1860, domnul Charlemagne a primit o comandă să deseneze o serie de portrete numită Epoca Renașterii. În cele din urmă a desenat 8 bărbați și 4 femei. Majoritatea dintre noi am putut vedea acele portrete acolo. Unde? Iar noi trecem la runda a patra, runda Scrabble. Avem introducere. Toate răspunsurile sunt formate din literele cuvântului melancolie. Da, Alexei vrea să ne cânte o melodie. Da, puteți să vă notați undeva cuvântul melancolie, să fie la îndemână, dacă ceva o să apară și în partea dreapta sus a ecranului. Lângă temă. Așa, vă mai las 10 secunde să vă amintiți toate cuvintele care pot fi formate din aceste litere. Așa, eu sper că n-am greșit nimic. În mod normal ar trebui da, să nu se repete de mai multe ori
aceeași literă, de exemplu, dacă litera ne este o singură dată în cuvântul melancolia, atunci în răspuns să fie o singură dată litera ne. Da, cel mult. Ok, haideți să începem. La începutul anilor 1990, Pablo Picasso s-a întors acasă după o lipsă mai îndelungată. Acasă a văzut rezultatul muncii ei, dar nu s-a întristat prea tare pentru că astfel a învățat o tehnică nouă pentru a reprezenta obiecte translucide. Numiți-o pe ea. Întrebarea a doua. Alfa a fost adusă în Europa din Filipine, de un botanist austriac, fiind numită ulterior în cinstea sa. Ce am înlocuit prin Alfa? Întrebarea a treia, cele din imagini au același prenume. Care? Întrebarea a patra. YX a existat între 1999 și 2015. Ce am înlocuit prin Y?
5. Acesta este cel mai dens populat oraș din lume, cu o densitate de circa 41.515 locuitori pe kilometru pătrat. Numiți orașul. Șase. Un ziar spaniol l-a numit cel mai bun serial brazilian. Care este numele acestuia? Șapte. Acest termen vine din greacă și a ajuns în română prin intermediul limbii franceze. Are sensul etimologic de mișcare și este deseori utilizat împreună cu un alt termen cu sensul de a scrie. Despre ce termen este vorba? 6 litere, deci trebuie să scrieți primul termen. Și ultima întrebare din rundă, se crede că primul X a apărut accidental, în 1895, datorită experimentelor făcute de Daimler și Maybach. Aceștia au decis să verifice dacă cu noul lor motor ar putea conduce o mașină foarte grea. Ce am locuit prin X? 6 litere.
Și încă o pauză scurtă de un minut. Să vedem care totuși au fost răspunsurile corecte la runda a treia. La întrebarea întâi, trebuie să numiți argentineanul, Papa Francisc sau Jorge Mario Bergoglio. Piața Sfântului Petru e acoperită cu caldărâm, bicicleta are un element decorativ ce amintește de aripile unui înger. Întrebarea a doua, care este denumirea engleză? Goldfinger. Roman de Ian Fleming din 1959, ecranizat în 1964. La întrebarea a treia, Great Poker Faces, poker este răspunsul corect. Întrebarea a patra, trebuie să numiți orașul, Granada. Este cunoscut ca ultimul oraș din vestul Europei rămas sub conducerea arabilor. Mergem mai departe. Care este denumirea menționată pe acea copertă? From Russia with Love, roman iarăși de Ian Fleming, din 1957, ecranizat în 1963. Întrebarea a șasea, un moment. Iarăși o persoană care este fan Bayern München, dar a primit un tricou cu număr 16 de la un club italian, Papa Benedict al XVI-lea sau Joseph Alois Ratzinger. Tricoul era al echipei AC Ancona. Întrebarea a șaptea, ce este Alfa, cu ce este comparată cu o grenadă. Întrebarea a opta, unde putem noi vedea cel mai des acele portrete? Pe cărțile de joc. Este vorba despre pictorul rus Adolf Charlemagne. Dar după nume n-ai spune. Să vedem la runda a treia. Avem 5 echipe cu 8 puncte. Acord, hashtag protest permanent, Robin Elacot, Rem și Bucefal. Toate câte 8 puncte. Noi continuăm cu răspunsurile de la runda a patra. Da, ea care a lucrat acasă la Pablo Picasso, o molie era, care a făcut găuri în haine, nu s-a întristat pictorul, l-a împrumutat, a observat el cum se vedea printre găuri și a inventat o tehnică. Întrebarea a doua, ea a fost adusă din Filipine, Camelia. În imagine este coperta romanului Dama cu Camelii de Alexandru Dumas fiul, botanistul este Georg Joseph Camel. Trei, era destul pe una dintre ele să o recunoașteți, Alina, Ieremia, Cabaeva, Zotea. Întrebarea a patra, ce am înlocuit prin Y, Animal, X nu era o înlocuire, ci făcea parte din denumirea trupei Animal X. Membrii de bază ai trupei erau părăcliți vierme, șopârlă și hiena. 5, vedeți și în imagine, cel mai dens populat oraș din lume, Manila. 6, serialul El clon sau clona.
7. Mișcare și a scrie. În total ar fi cinematograf sau cinematografie, iar termenul căutat era cinema. Și 8. A apărut accidental camionul. Și la runda a 4 avem 4 echipe cu 8 puncte. Echipa Sfânta Treime, H5N1, UI și hashtag protest permanent. Să nu vă zic care echipă până acum a luat toate răspunsurile. Dar noi continuăm cu următoarea rundă. Deci. Runda asiatică. La runda asiatică, întrebări despre și cu diferite state din Asia. Prima întrebare. În anii 1970, Coreea de Nord a comandat produse de la o companie suedeză, destinate noi elite din țară. Produsele au fost livrate, dar coreenii așa și nu au achitat datoria de circa 400 milioane de dolari. Un articol ce povestește despre asta a fost intitulat XYZ Pyongyang. Nu vă jucați și numiți XYZ prin 3 cuvinte sau 3 litere. Întrebarea a doua. Terminați acest haiku adaptat. O geantă plină, cu iubire și jale, duce... Întrebarea a treia. Șoferii din Dhaka, Bangladesh, sunt atât de nedisciplinați încât uneori e utilizată o arie în loc de X. În cuvântul arie au fost omise câteva litere. Scrieți cuvântul complet și ce am înlocuit prin X.
Întrebarea a patra. Într-o glumă, Unchiul Sam întreabă o prezicătoare despre viitorul SUA. Ea zice că îi este tot mai greu să afle despre viitor, pentru că acolo totul e scris în terminați gluma. Întrebarea a cincea. Uzbekistanul și Turkmenistanul au fost incluse forțat în componența URSS concomitent, ce ar fi putut pretinde la titlul de Alfa. În Franța, Alfa a intrat în vigoare la inițiativa lui Charles de Gaulle. Numiți Alfa prin trei cuvinte. Întrebarea a șasea. După moartea regelui Thailandei, în țară a apărut deficit de ele. Într-o altă țară, numele oficial al lor era, în traducere, Miliția Voluntară pentru Securitate Națională. Numiți-le pe ele prin două cuvinte. Întrebarea a șaptea. Conform unor presupuneri, în secolul III înaintea noastre, pe lângă ea, aceeași soartă au avut-o și aproximativ 70.000 de muncitori reali. Numiți-o pe ea prin trei cuvinte.
Întrebarea a opta. În prezent sunt 44 astfel de state, între care două în America de Sud, 16 în Africa, 14 în Europa și 12 în Asia. Dar care este cel mai mare dintre ele? Și am ajuns la runda a șasea despre muzică, așa, un subtitlu, înainte de a fi celebre. Nu o să avem melodii pe parcursul rundei, dar vor fi niște poze cu informații. Deci pozele cu muzicieni, cu formații, cu interpreți individuale, înainte să fi devenit celebre. Ok, să vedem dacă îi recunoașteți. Trecem la întrebarea întâi. Numele a fost inspirat de la denumirea unei zone verzi din Santa Monica. Recunoașteți formația. Întrebarea a doua. Toți membrii de bază ai formației poartă același nume de familie. Recunoașteți formația regală.
Întrebarea a treia. Membrii au luat numele de la o revistă franceză de modă. Recunoașteți formația. Întrebarea a patra. A debutat într-o formație ce cânta gothic doom metal. La un moment dat a intrat și într-o buclă nebună. Recunoașteți interpretul. Întrebarea a cincea. 19-19, 21-22 și 25-27. Recunoașteți interpreta. Întrebarea a șasea. În 2008 a fost formația cu cele mai multe albume vândute. Recunoașteți formația. Dacă ceva sunt precedente, nu sunt indiciu.
Întrebarea a șaptea. Numele este inspirat de la cannabis. În 2001, vocalistul a declarat că a ales cel mai prost nume posibil. Recunoașteți formația. Și ultima întrebare din runda. A crescut și, ajungând sub un pod londonez, și-a dat seama că fetele mari nu plâng și a decis să se umple de farmec. Nu știm sigur dacă s-a întâmplat cu adevărat, dar vă rugăm să recunoașteți interpreta. Am ajuns la ultima rundă, care se joacă după reguli puțin diferite. Veți juca două întrebări. Pentru răspuns corect aveți plus un punct, lipsă răspuns 0 puncte și răspuns greșit minus un punct. Deci voi decideți la care întrebare riscați să răspundeți, la care poate nu merită să răspundeți. Acum haideți să vedem prima întrebare. Doctorul Nicolaus Copernic, juristul Tycho Brahe și chimistul Louis Pasteur pot fi numiți lenți. În cuvântul lenți au fost omise câteva litere. Răspundeți printr-un cuvânt de origine italiană, care este termenul complet.
Și ultima întrebare de astăzi. După spusele unui naturalist, ea, la modul direct, a lăsat o urmă importantă în cultura umană. Inginerii au împrumutat de la ea secretul motorului cu jet de apă. Numiți-o pe ea. Aveți doar 20 de secunde pentru a expedia formularul. Deci, nu mai facem pauză, mergem deodată la răspunsurile pentru runda a 5-a. Așa, Alexei între timp verifică răspunsurile, dar sunt mai multe versiuni. Vedem acuși dacă acceptăm exact ce am vrut noi sau suntem mai lejeri. Bine, haideți să vedem răspunsurile la runda asiatică. Trebuie să numiți X, Y, Z prin 3 cuvinte sau 3 litere, Grand Theft Auto sau GTA. Coreenii au cumpărat automobile Volvo pe care nu le-au achitat nici în prezent. Întrebarea a doua, o geantă plină cu iubire și jale duce poștașul. Iarăși au fost destul de multe versiuni aici, dar mi se pare așa, destul de logic răspunsul dat. Întrebarea a treia, ceva pe lângă arie și încă un cuvânt, bariera în loc de semafor. Fiindcă șoferii din Dhaka nu prea obișnuiesc să se oprească la semafor. Dar am văzut și eu prin Georgia șoferi care nu opreau la culoarea roșie. Întrebarea a patra. Trebuia să terminați gluma. Cam greu să afli despre viitor, pentru că acolo totul e scris în limba chineză. Întrebarea a cincea, trebuia să numiți Alfa prin 3 cuvinte, a cincea republică. Întrebarea a șasea, miliția voluntară pentru securitate națională, erau cămășile negre din Italia, în al doilea caz, deci cum am zis, era vorba despre miliția loială lui Benito Mussolini, iar tailandezii cumpărau cămăși negre pentru a cumva onora fostul rege. Întrebarea a șaptea, numiți-o pe ea prin 3 cuvinte, armata de teracotă. Figurinele au fost îngropate cu scopul de a-l proteja pe împărat în viața sa de apoi, pe lângă acestea au fost îngropați și muncitori reali.
Întrebarea 8-a. Cea mai mare dintre ele este Kazahstan. Sunt state fără ieșire la mare. Se verifică imediat situația de la runda 5. Avem două echipe cu 7 puncte maxim. S-a dovedit o rundă destul de dificilă. Fiș și hashtag protest permanent. Să vedem și răspunsurile la runda despre muzică. Întrebarea întâi. Formația Linkin Park. Denumirea era, de fapt, Linkin Park și cumva o schimbându-se-o puțin. Întrebarea a doua. Formația regală Kings of Leon. Membrii formației sunt Caleb, Jared, Matthew și Nathan Followill, trei frați și un verișor. Întrebarea a treia. Formația Depeche Mode. 4. Dambalan a debutat în formația Inferialis. Apropo, este o înregistrare pe YouTube, puteți să o ascultați, am ascultat-o și mi s-a părut ok. În engleză, buclă nebună e Crazy Loop. 5. Interpreta Adele. Numerele sunt de fapt denumirile celor trei albume ale interpretei și vârsta la care au fost lansate. Formația cu cele mai multe albume vândute în 2008, Coldplay. 7. Formația Green Day. Și 8. Fergie. Sunt aluzii la trei piese de ale interpretei, London Bridge, Big Girls Don't Cry și Glamorous. De mult n-am avut așa o rundă ușoară, se pare că 24 de echipe cu 8 puncte. Și cel mai fericit este Alexei. A avut puțin de verificat, fiindcă toată lumea a răspuns corect. Și, din câte văd, Alexei a acceptat doar ceea ce ne așteptam noi să răspundeți la runda specială. Haideți să vedem. În lenți trebuia să transformați voi în diletanți. Aceștia au devenit celebri datorită unui domeniu care nu era profesia lor de bază. Este un termen de origine italiană. Au mai fost versiuni, la moment n-au fost acceptate, dar ne mai gândim, mai verificăm și alte cuvinte dacă s-ar încadra cumva în textul întrebării. Da? Dar decidem mâine deja. Și la întrebarea a doua, ea este caracatiță, am acceptat de data asta și sepia, fiindcă este de semne răspuns corect. Din cerneala caracatiței s-a făcut mult timp cerneala de scris și caracatița se deplasează uneori cu ajutorul unui jet de apă. Astea au fost răspunsurile. Acum vă îndemnăm să lăsați feedback. Completați formularul pentru feedback indicat în comentarii. Va fi aceeași adresă de fiecare dată. Dacă doriți să lăsați de mai multe ori feedback, puteți să-l memorați. Eu imediat introduc în comentarii să găsiți și voi adresa. Doar puțin. Să vedem unde era la mine adresa. Da, am găsit adresa. Da, asta este formularul pentru feedback. Da, puțin am modificat întrebările față de jocul precedent, ca să ne fie nou mai simplu și să fie mai util. Ok, acum noi ne apucăm să facem clasamentul total, în 2 minute revenim. We'll be right back.
Stroboscopul de la discotecă bate așa de frumos. Și pe scenă apare ca Montana. Cineva flocos. Nici Michael Jackson nu-i, nici parcă nu-i Tarzan. Doamne, nu cumva, mămic, aici stai, dă-mi balan. Angela vede și nu crede, nu-i adevărat. Cum dan ca în Matrix, fix ca în eu, o zboară pe șpagat. Șalut sunt doar, nu vrem Adam, s-o amăjesc cu o șoaptă. Tata cu pușca palid doișit. I s-a părut când stocul de baie cineva-l foșnit. Hei acolo, dincolo, ia ieși mei, Don Juan. Eu îl iubesc de-i pașii, tata, este dăndălar. Noi am revenit, iarăși îmi cer scuze că întrerupem piesa, dar avem rezultatele gata. Să vedem, să vedem ce s-a întâmplat până la urmă. 44 de echipe au fost astăzi în concurs. Așa, vedeți și voi pe ecran rezultatele. Acum am zis, la runda special am acceptat doar Diletant, Sepia și Caracatiță, respectiv au mai fost și minusuri. Pe locul 10, astăzi cu 36 de puncte, echipa Ser, de asemenea și Sfânta Treime, pe 90, de asemenea cu 36 de puncte. Pe locul 3, cu 43 de puncte, echipa Robin Elacot, n-a riscat la runda specială. Pe locul 2, cu 46 de puncte, foarte puțin până la locul 1, echipa Fi. Și pe locul 1, din câte îmi dau seama, au răspuns corect și greșit la runda specială, au luat 0 puncte. În total 47 de puncte, aproape toate rundele câștigate, echipa hashtag protest permanent. Da, putem deja să le eliberăm un titlu de campion absolut la moment al quizului de vineri. Felicitări, băieți și fete. Noi mergem în pauză până vinerea viitoare, unde vom avea, cum am zis, quizul de vineri 42. Da, și sperăm noi să vă regăsim cu bine, sănătoși și cu dispoziție bună. Toate cele bune!